singing, way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right, way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride, way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Suntem în drum spre mare. Acesta este partea a doua a vlogului nostru de călătorie din România din acest an. Și mergem la Mamaia. Vara începe. Am fost la munte. Dacă vreți să vedeți vlogul celălalt unde, dacă nu l-ați văzut, o să vă las în descriere unde am fost în Bușteni, la Castelul Peleș și restul vă las să descoperiți voi. Astăzi mergem la Mamaia, o să ne cazăm la un apartament. Nu mai știu exact numele, dar o să vedem pe parcurs. Și abia aștept să vedem ce e acolo, cum e marea. N-am mai fost de foarte multă vreme la mare. Mergem cu ceva prieteni și noi trei. Exact, ne întâlnim acolo. Ei vin cu trenul, noi mergem cu mașina. Să vedem cine ajunge mai repede. Dar nu, noi suntem deja pe drum. Mai avem 3 ore și 54 de minute până la Mamaia. Noi, aflându-ne acum în Bușteni, ieșim din Bușteni acum. Cu șoferul nostru de toate zilele, Norbert. Și avem aici un frățior, Sebi, care servează ziua de naștere duminică. Rămâneți cu noi să vedem cum sărbătorim, ce vreme e la mare și ce surprize ne pregătește marea pentru noi. Drum bun! Deci, la intrare, asta e holul cu ceva cuiere pe aici și intrăm direct în living. Livingul e foarte mare, după cum vedeți băieții de la stau acolo. Înainte de living este oglinda, aici așa, baia în partea asta, cu mașină de spălat și tot ce trebuie, plus vană. Și iar eu. Și după cum ziceam, un living uriaș, foarte șmechere, lumini, aer condiționat, băieții care se uită la televizor. Și avem și kitchenul nostru și un fel de open space. E dotat cu toate, microunde, de făcut cafea, mie uleiul noi l-am luat. Avem și pahare. Cum să deschide asta în partea cealaltă? Avem și pahare și farfurii. Așa. Și avem și ceva oale pe acolo. Aragaz. De toate. Nu avem view foarte frumos, dar ne place cum arată camera. Aici avem măsuță cu scoici. Și o floricică. Aici mai multe scoici. Și aici avem așa un geam mare pe care putem să-l deschidem și să plecăm.
Așa. Asta mare, mare de tot. Fain. Numai că, na, noi o tragem să nu se vadă. Așa. Și aici avem un balconaș mic pentru fumători. Cei care vor să fume, dar e chiar foarte mic. Da. Vedere spre stradă. Suntem lângă lac. Încolo, acolo, încolo este lacul. Da. N-am ales-o pentru view, am ales pentru că a fost foarte... cum îi zici la affordable? Convenabil ca și preț. Și era aproape și de prietenii noștri care vor veni mâine sau luni vin. Luni, cred că vin. Și de aici vom merge la plajă. A, stați să vă arăt și camera noastră, Doamne, stați că mai este o camera, uita! E, și aici vine dormitorul. M-am luat cu povești. Aici avem lumină. Asta e lumină. Bun. Aici vine dormitorul. Avem un pat dublu. De asta mare. Alt televizor. Acolo avem niște veioze și noptiere. Și dulapuri. Pe aici ne-am pus deja ceva haine. Am masă de călcat. Acolo sus am călcător. Da. Sunt destul de spațioase. Aici ne-a pus domnul pernele și hainele de pat. Chiar foarte frumos amenajat. Și aici iarăși sunt hainele noastre. Avem și umerașe. Deci chiar arată foarte, foarte bine și eu zic că a meritat prețul. Așa este. Suntem foarte încântați de acest local. Uite și perdele faine. Serios. No. Avem tot ce ne trebuie. Toate sunt în dotare. Și suntem aici chiar în mijloc, în Mamaia. Lângă, în partea mea stângă este lacul și în partea dreaptă este marea. Plaja este aproape. Prietenii noștri vor fi aproape. Și da, abia așteptăm să vedem aventura și vremea. Astăzi a fost chiar foarte cald. Și sperăm să fie la fel în următoarele câteva zile cât vom sta aici. Și vom vizita încă, nu știu exact, dar dacă rămâneți cu mine, o să vedeți. Așa. Ce să vă mai zic? Hotelul este destul de... Nu e hotel, sunt apartamente. E destul de ușor de găsit. Sunt o grămadă aici. Cu siguranță fiecare își găsește apartament pentru bugetul și mofturile pe care le aveți voi. Bun. Vă las să mergem să ne plimbăm pe plajă. Sevi, impresii? Mare. Mare-i marea? Mare-i plaja. Mare-i plaja. Știu. Parcă am mai adus un pic de chestii pe aici. Hai, să mergem la apă. Hai la apă, hai de... Mă, că nimeni nu face baie. Oare-i rece apa încă? Deși e iulie, ea. Nu știu. Sevi, hai să te vadă, mami. Că mai trăiești? Mai trăiești. Ia! Cum îți place? Mare. Atât? Da. Vezi, stai acolo și... și călărești valurile. Da,
plac din apa tulbure a mării. Și vreau să spun că e foarte sărată. Și caldă, se mânca, e așa. Și razele soarelui bronzează ușor și se scârție un pic scoicile la gestelul mic. Te deranjează. Apa e perfectă, deci cald, cald. Ia acolo, ce faină, ia. Ce numărăție. Dar pe da, da, nu vede, da. Pe tot rog. Nu știu. Trec cu popor. Să fii tremuri. Ia așa, nu cred. Nu cred. Ia și nu. Bă, miros. Așa de la bravo. Ce femeie. Ala e. Ala e. Ala e nevărata. Mai bate, măi. Păi, da, dar de ce ne-ai dat înainte să intrăm să vedem dacă e stabil? Bună dimineața! Astăzi este ultima zi în care suntem la mare și acum mergem, ne-am trezit, e 5 dimineața și mergem să vedem răsăritul. Pentru prima dată! Mergem să vedem răsăritul, după care venim, ne împachetăm și plecăm. Hai să vedem. Looking good. Cum a fost excursia la mare? Lungă. Lungă? Da. Dar plăcută, nu? Da. Cea mai faină parte? Mare. Mare.
Marea dimineață sau marea seară? Cea mai faină parte din această excursie? Ultima zi, mi-a rămătat în casă. Ultima zi? Aia e cea mai faină parte? Ok, ok. Bine, a fost fain. Super faină excursia asta. Hai să le povestim ce am făcut. Deci, am filmat mai mult cu telefonul aici, pe plajă. Pentru că nu, mi-a fost frică că se fură aparatul sau se face cu apă sau de astea, cu nisip. Deși nu suflă foarte tare vântul. Na. Plaja, după cum se observă așa un pic, nu știu cât vedeți din ea, s-a mărit de 3 ori, cred că, aici la Mamaia. Foarte mult nisip, dar de asta cu scoici, nu-i nisip ea la fin. Și lume nu prea multă, sincer, pentru Mamaia. A fost destul de gol, dar vremea foarte bună, în fiecare zi soare. Cred că se vede bronzul de pomii și de pătăți. Marea foarte caldă, chiar potrivit așa. Valorile ok, nu te-ai putut duce foarte mult în apă cum ne duceam acum 5 ani în Mamaia, dar a fost plăcut. Am fost cu telecabina, după cum ați văzut. Gondola? Gondola cabina. De la pe sârmă. Și am mai fost la delfinariu. Am mai mâncat pe aici, pe la restaurante, dar n-am vrut să filmez neapărat mâncarea și de astea. Meniu zilei cu 20 de lei. Cel mai ieftin pe acolo ce am găsit. Pentru că e cam scumpă mâncarea aici. Și nu, stând, am stat 4 zile, nu, 4 nopți și asta e 5-a zi. Deci am ajuns sâmbăta, duminica, luni, marți și miercuri. Dar astăzi plecăm deja, deci ne uităm la răsărit și plecăm. Că ne așteaptă un drum lung de vreo 12 ore, cam așa. Și da, în excursia asta am fost și la munte, și la mare. Dacă n-ați văzut aia cu muntele, să vă uitați pe videoclipul anterior. Și da, am avut o vacanță frumoasă pentru anul ăsta. Mă bucur că am reușit să capturăm toată aventura asta și să ne reamintim așa. Da. Și acum așteptăm să răsară soarele și să plecăm acasă. Happy days. Happy days. Ora este 5:25. Încă 10 minute. După cum spune internetul și iasă soarele. Prima dată când suntem la răsărit. Sincer, pentru mine și pentru tine, nu? Prima dată când ești la răsărit. Deci, prima dată vedem soarele cum iese din mare. Partea cealaltă fiind apusul la lacul Schutgel. În prima zi, cred că l-am văzut, am făcut câteva poze, dar cam atât. Poze multe, sincer, n-am făcut decât în mare, mai mult ne-am distrat. N-am făcut poze de alea artistice, șmechere, o chestie. Că, na. N-am crezut că vom veni la mare, așa că n-am avut nici așa ținute. Na, am venit foarte nepregătiți la mare, sincer. Ma, suntem la munte și hai să mergem la mare. No, dar a fost frumos și rămânem cu o amintire frumoasă. Și Sebi a avut cea mai șmecheră zi de naștere, nu-i așa? Da. Wow, să vedem. Bă, aparte nu să vedem răsăritul.